Bună ziua și bine m-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Așa, bine ne vedem, suntem în la clasa a 5-a și să vedem de un test. Test, da. Facem test. Test. Bun. Transformat în fracții ordinare ireductibile. A. În fracții ordinare ireductibile. A. 2,45. A. 2,45 care depășește egalul cu? Egal cu 245 sub la minus 2. De ce minus 2? Da, 245 sub la 100. 245 sub la 100. Zic, vorbește, mă zic. 245 sub la 100. Dar și eu crezi, da? Da. Egal. Se simplifică prin 5. Da. 49 supra 20. Da, era egal mai departe, tu simplifică și... prin cât? Nu mai știu. Da, ireductibil. 49 pe 20, ireductibil. Perfect. Bine. 1,2, perioada 5. Da, era vorbește. Este egal cu 125 minus 12. 125 minus 12. Supra 90. Supra 90. 90. Și egal, Davide, cu? Egal cu 113 supra 90. 113 supra 90. Și este ireductibil. De ce? Pentru că nu se poate, dacă ne uităm la 90, el se poate împărți prin 2, 3, 5 și cam 3. Deci 2, 3 de sus nu se poate și prin 9. Da, și prin 9. Și prin 9, da? Dar adică de sus nu se poate. Ori zicem 9, 2 și 5, ori 3. Deci celălalt nu are așa ceva. Ireductibil, da? Da. Și ce? 1,5 perioadă 28. Perioada 1,28 perioada 28 egal cu Daria 128 minus 1 da. Supra 99 supra 99 egal cu este egal cu 127 supra 99 da, bine, egal mai departe egal cu este ireductibil. De ce? Pentru că 99 se poate împărți prin 9, 3, 9, 3 și 11. Adică 9 și 11. Da, 9 și 11. Deci trebuie de sus nu se poate nici prin 9 și nici prin 11. Și trebuie de sus. Deci cam așa rămâne. Ireductibil. Ireductibil, da. Diferiți 2. 2. Se consideră numărul. A egal cu 25 supra 6. 25 supra 3. Egal cu, sub formă decimală, 25 din părțile a 7, adică merge de 3 ori, 40 merge de 5 ori 7, 35, 50, de 6 ori 7, 49, 1, odată, 7, 30. Este 3, perioadă 5, 7, 1, 4, 2, 8. 4, 2, 8. Da. Și acestea sunt perioade. Asta e perioada. 3, 5, 7, 1, 4, 2, 8. În perioada. Vedeți cum mai vezi. Acesta este aparent mai și pe creu. Așa, gata? Da. Bine. Determinați A, 2017 decimală. Deci A mic a fost ăsta. Da, și B. De mic. A
2017. 16. 10 martie. 10 martie. A? 2017. 10 martie. Deci 10 martie pe locul 2017. Zici? Nu face 2017 împărțit la 6. Sigur că da. 2017 împărțit la 6. O să fie 36 de 1 și o să fie... 36 de 1. Și o să fie 5, o să mai cifră. 2017 cifră. Deci cifra de pe poziția 2017 este? 5. Așa, 5. Da? Cifra 5. 3. Rezolvați ecuația. Amic. 6,4x. 6,4 ori x. Ori x. Plus 0,3. Egal cu 2,4 ori x. 2,4 ori x. Cu 25. 25. Vom scădea în 0,3. Scădem la 0,3 și avem și înseamnă 6,4. 24,7. Acum vom scădea în 2,4. Minus 2,4 x, 6 în mine, minim 4 x, 4 x, 24,7. Împărțit pentru 4 da. Și x egal cu 24,7 la 4. 24,7 la 4. Va fi 6,175. Da. 6,175. Așa este, da? 7,4 face 175. Punctul B. 4,7 ori x. Minus 7,8. 7,8. Este egal cu 14,5. 14,5. Vom aduna un 7,8. Da. De unde 4,7 x este egal cu... 22,3. Este egal cu... 22,3. 22,3, da? Îl împărțit de 22,3 la 4,7. Și atunci x va fi egal cu 22,3 împărțit la 4,7. Așa. Am primit un 10. Luăm deoparte. Da. 223 împărțit la 4,7. Deci e egal mai departe cu 223 împărțit la 4,7. Egal, poți să fii egal mai departe, da? E multiplicat cam în 223. Și facem împărțirea de face. F, te rog să faci să împărțirea. 223 împărțirea 47. Nu știu să te compari bine, ce fac.
Îți dea 4,7 4 7, 4 Dar acum nu știu dacă au 20, să învățăm la 4,7. Hai de-a vedem cum a fost conducit, nu? Hai să fac și eu. 223, învățăm la 47. 47 în 223 de 4 ori, 188. 188. Voi scădea și va fi 350, 0. Deci 5 aici. Nu, 0. De ce? 855. Și 350, 1,5. Da, va intra de 7 ori. 7,749, ține de 4, 7,428 și cu 4,32. 32, da. O fac scăderea unica, da. 1, 2, 2. Nu, scăderea am făcut-o, dar are 6, 7, 8, 9, 10, zice mai mare. Ia să vedem dacă ne continuăm și noi. Hai să vedem. Între de 4 ori, 128. 47, 28. Între de aici. 47, 4, 4, 16. Am mai făcut de 4 ori, 128, parcă. Da. Și vine 2. 2. Deci tot 2. Deci 22. 22. Mai adăugăm 0. Și de 4 ori, tot de 4 ori. 4 ori și 4 ori. Din nou 188. 32. 32. Adăugăm 0. Da. Intră de 7 ori. Cum vede? 6 ori. 7 ori, 4 ori. De 6 ori aici, da? 22. 6 ori și 42. 24. 24. Am văzut că scădere. Da? 24. 8. 8. 8. 3. 3. Intră de 8 ori. 8 ori. 8 ori. 7 ori 56. 8 ori 4 care face 32 cu 5. 37. 37. Și intră de 4, 0. Acum, pune și acolo sunt 0 când nu intră. 40. Puneți 0 sus. Așa. Acum puneți 4 sus. Intră de 8 ori, pentru că tocmai am făcut acolo jos. 8 ori. 376. 376. Facem scăderea. Are de 24. 24. Mai vă puneți un 0. Vine de 5 ori. De 5 ori. 7 ori 5, 35. 5 ori 4, 20. Și mai puneți 3, 20. Acolo 25. Puneți 5. 5. Puneți 0. 0. Nu? Nu puneți 0 jos. Puneți 0 jos acolo. Acolo e 1. Stai în secundă, da? Da, acolo e 1. E 1. Puneți 0 după 5. Așa. Și acum scădem, 47. 47. 3. 3. Punem 0. 30. Punem 0 sus. Deci punem 0 aici. Dar sunt foarte multe decimale, sunt câți de 10? Trebuie să repete, numesc. Un grup măcar de la loc de poartă. Da, cred că calculatorul, dar nici calculatorul nu mă dorim să iau grupul. Deci nici el nu s-a descurcat, da? Trebuie să continuăm. Acum am zis punem 300. 300. Deci am pus un 0 și am pus acolo 0, da? Și acum 300. O să presupun că intră de 8 ori. De 8 ori. Că eu m-am pus la 10 decimale, nu trebuie să te grabă. 2, 4, 6, 8, 10. Și acum continuăm, da? De 8 ori. 7 ori 8. Nu, nu intră de 8 ori. Nu intră de 8 ori. 4 ori 0 de 7, nu? 4 ori 8, 32. Da, așa este. De 6. 6 ori. 6 ori 7. 2, 4, 5. 6 ori 4, 24 cu 4. Așa. Acolo o să dea... Iar că am dat peste 6. Dar noi, noi n-am avut 300. N-am avut 300. N-am avut 300 niciodată. O să dea 18. Deci, iată aici, 18. 180 și nu intră de 8 ori, așa cum ne-am zis no, speranțele. Nu, no. Merge de... Cred că intră de 4 ori. 4 nu merge. 5? De 2, nu, de 3 ori. 3 ori. 3 ori 7, 21. 3 ori 4, 12. 14.
14. Acolo sunt 390 n-am găsit. Oricum, în mod sigur, fracția asta este periodică. Deci, în mod sigur, va trebui să fie periodică. Nu pot să spun că este o fracție cu infinitate decimale. Niciodată. N-are cum să dea așa ceva la test. Nu. Poate să dea. Dar trebuie să continuăm. De ce am văzut să închid exercițiul, doamnă? Pentru că s-a dorit X-ul ăsta egal cu cine? Cu 223 pe 47, da? Dar mă putem să aborțim o să. Nu. Deci fugem până în sfârșit. Scrim așa, 223 și până la 47. Și vedem dacă se poate simplifica. Putea să lăsă și sub formă de fracție. Nu se poate simplifica. Este o fracție irreductibilă? Da. 47 ce fel de număr? 47 este numărul prim, așa că este partea 1 sau 47. Aceea nu și partea 47, pentru că a făcut. Orice fracție este un număr infinit de decimale sau un număr finit. Când e un număr infinit de decimale, e periodică simplă sau mixtă. Nu va fi o fracție care spunem aici da, nu se va repeta niciodată. Imposibil. Ea se va repeta oareva. Un grup de cifre. Dar trebuie să terminăm exercițiile. Dar noi acum ne putem opri aici, putem să lăsăm și așa. Deci după ce ați văzut un număr de decimale și iată, ne-am dus la 10, 12 decimale. Exact, sucede mare, spun, las o formă de fracție ordinară. Corect. 223 pe 47. Dacă împărțirea aceea se finaliza mai rapid și vedem un grup de decimale, puteam să dăm și sub formă de fracție de 10. Deci, tot faci de coace. Deci, coacea. Și corect. Da. Și C-ul, și se termină exercițiul. Da. Ce? Da, ce e acolo. 0,8 pe lângă 2x minus 1 egal cu 3. Cum ai făcut aici? 0,8 pe lângă 2. Am mărțit la 0,8 pe 3. Da, deci echivalentul a spune că 2x minus 1 egal cu 3 împărțit la 0,8. Și ce face? 3 împărțit la 10 împărțit la 8. Și egal cu 30 împărțit la 8. Și cât face? 3,75. Adică scriu din nou, 2x minus 1 egal cu cât am zis? 3,75. Adunăm 1. Da. Continuă, Davide. 2x egal cu 4,75. 4,75. 4,75, da. 2x egal cu... 4,75, păi stau de doi virgulă 345. Ca să vedem dacă e bine. 3,375. Dar stai, de ce 3? Nu, 2,375. Așa. Am zis 45. Și 3,75. Așa. E bine 3,75. Da, da, e bine. Da, găsiți valorile naturale a lui x pentru care 59 minus... Găsiți x natural. Așa încât... 59 minus 8,3x mai mic egal 6,32.
Ce le scapto și e mai mari. 59. Mai nimic. Ce de sto minus 8,3 va fi mai mic egal. Ai adunat pe 59 navi membri. Dacă adunai 59 navi membri, ce se mărește? 59 plus 59. Nu, acolo 59 minus. Da. A, mai întâi am împărțit la 8,3. Ai împărțit totul la 8,3. Stai să nu înțeleg. Păi, asta vreau să... Dar n-ai făcut, pentru că trebuie să înțelegeți. Nu, bine, dar... Păi, ți-a înțeles și tu, în mod sigur. Mai nu mai rău. Exact. Aici, aici este întrebarea, cum procedăm. Și Daria, te-aș ruga să vii și tu. Eu cred că adunăm un 8,3x. De ce să adunăm 8,3x? Eu mă gândesc să nu pe... Să nu mai ce a zis ea. Deși ea a spus să adune 8,3. Bănești tu de ce, a? Eu mă gândeam să ducem pe 8,3x în cealaltă relație. Într-o altă relație. În partea asta. În partea asta. Și ăsta e mecanismul. Adunăm în ambii metri pe 8,3. La 8,3 minus 8,3 se facă 0. Tu îmi spui el din partea cealaltă, cu sens schimbat. Este aceeași lucru. Dar cu sens schimbat e mecanic. Dar când spun că adunăm în ambii membri 8,3 ori x, înseamnă că tu poți scrie pe 8,3 și în stânga și în dreapta, și vine 59 plus 8,3 x, care l-ai pus tu, minus 8,3 x, mai mic egal cu 6,32, plus 8,3 x. Pentru toți prietenii noștri, să se înțeleagă că am adunat pe 8,3, uitați-vă, să încadrez așa, în ambii membri, și în stânga și în dreapta. Dar aici 8,3 plus 8,3 face 0 și e ieșit de bine. Echivalent cu 59 mai mic egal și aici adunăm. Cât face, Davide? Adunăm. Adunăm 6,32. Plus 8,3. 8,3x. 8,3x. Putem face la adunarea? Nu. Nu putem, că așa e o x. Deci, nu, e o greșeală asta ca aici. 6,32 plus 8,3 ori x. Ori x. Și echivalent, ce avem acum de gând să facem? Fără echivalent. Dar lasă-mi, Daniel, ca să-ți dăm o bine. Ce putem face? Să scădem de 6,32. Să scădem de 6,32 din ambii mari. Și va fi 59 minus 6,32. Mai mic egal decât 8,3x. Ce ce am însemnat? Ceea ce am însemnat 50 și... Să scădem. Scădem repede. 59,632. Ce face? Acum. 51,68. Facem 52. Că din 59, 6, 52. 52,68. Mai mic egal decât 8,3x. Acum am împărțit 8,3. Împărțim mai bine, da? Deci echivalent. Va spune că 52 8,68 împărțit la 8,3 mai mic egal decât x. Facem împărțirea. De fapt, ca și cum ar zice, cum, Davide? Vă spunem ca 526 împărțit la 83. Deci, ca de echivalent, cum zice că 526 8 împărțit la 83.
Să facem împărțirea. 526,8 împărțim la 82. 526,8 împărțim la 83. Merge de pe 6,3, 4, dar nu mai contează, puneți să mine funcție, domn profesor, frumos, dar deja știm că X-ul trebuie să-mi mai aminte pe acest număr, adică poate să fie de la 0 și... X-ul cum poate să trebuie să fie? Mai mic, sau egal. Mai mare sau egal. Ia uite, acolo să din partea asta la altă și uite, mai mic e da. Și de asta e mai mic decât X-ul, adică echivalent, va scrie așa, X mai mare egal decât 6,3,4 de puncte. Și X-ul natural. Care sunt X-ul natural dincolo de 6 și ceva? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7. Dar ce și la 6? Dacă mergem la 6, la 7. Mai mare decât 6, nu-l prinde pe 6. Deci rezultă de aici, practic, că X aparține numai doar 7 ori puncte puncte. Da? Deci, practic, toți întregi, dincolo de, inclusiv 7 ori puncte puncte. Da, dar la aparține puteam să mai scrie și X aparține 7 ori 9 puncte puncte, N puncte puncte. Sigur că da. 7 ori puncte puncte, N și puncte puncte. Și așa. Dar dacă spui numai puncte puncte, se înțelege că nu mă pot opri. Da. Ce a fost interesant aici? Unde a fost punctul cel mai tare de aici? Ei, aici a fost. Dacă nu te prinzi ca să aduni în ambii membrii, fiindcă minusul ăsta nu se adresează la 59, se adresează la 1,3. Și nu poți să-l duci pe 59, că tu ai zis adunând 59, te-ai băcărit că în mintea ta a însemnat că 59 ar fi cu minus. Nu! Celălalt e cu minus. Da? Deci, în clipa asta, n-ai cum să scapi de 1,3 ăsta decât dacă l-a adunit și în stânga și dreapta. Cum ai spus tu, parcă ai sărit gardul cu el. Sărit gardul în partea asta, altă, înseamnă nu altceva decât adunând de 1,3 X în ambii membri. Asta a fost prima capcană aici. Să recunoaștem. Este o capcană destul de interesantă, pentru că X-ul necunoscut a fost lipită la scăzător. Da? Deci dacă avem... Hai să mai încercăm încă o... Dacă nu lăsai așa în partea aia, unde era, el era cu minus în față și voi n-ați învățat valide. De-aia obligatoriu. Dacă era minus 59, minus 1, nu, minus 59 nu vă putea da vouă la mai, dar minus 8,3x era cu minus în față. Nu, dar obligatoriu nu trebuia să avea cu 8,3x pentru că era doar minus în față. Ca să scapi, să poți să începi să faci lucruri cu el. Că nu poți să lucrezi. Până la urmă trebuie să găsești pe X. Și nu te poți adresa, n-ai șanse să lucrezi câtă vreme el rămâne cu minus acolo. De-aia e următorul. Da. Ia să vedem. Să spunem, 27 minus 3,15 X, da, mai mare egal decât 14 X, 14,2 X plus 3,15. 3 plus 2,14. Trebuie să rezolv asta. Ok. Nu. Dar te obligui, să te rog. Lucrează aici, te rog. Da. Nu, da, vedem, vreau să lucrez aici. Imediat hai să lucrez, că nu știi, transformat și așa. Hai. Mă jândesc să adun 3,15. Deci obligatoriu cu asta încep. Avem, pentru că e modelul de sus, nu? Avem un ambii membri, 3,15 fix. 27 mai mare egal de 15. 14,15. 17,35. 17,35.
scris, da. 2,14. Cu 2,14. Vom scădea în 2,14 din amintire. Deci, echivalenta spune, scădem cât ai zis? 2,14. 27 din 2,14. Sau, așa, 2,14 mi-a zis. Da? Păi, asta a fost. Deci, 27 mai mare egal decât 17,35x. Adică? Adică va fi 0,0. Stai puțin să fac. 24,86. Mai mare egal decât 17,35. Am o mai împărțit prin 17,35. Așa, va fi 24,86. Mai mare egal. Împărțit la 16,35. Da, mai mare egal decât, mai mare egal decât x. 2486 împărțit la 1735. 2486 împărțit la, cât ai zis, la 1735. Poți să vă spun eu mai mare egal decât x. Da. Poți să vă spun eu De ce crezi tu că este atâta nevoie ca să fii, să dai răspuns, să dai răspunsul? Dacă un pic dacă vreau să spun pe el, păi ce era posibil? Da? Deci aici 2,246 împărțit la 1735, cam cât face după tine? 1,... Nu face 2? Nu face, nu? Nu face. Deci vine 1, cu decimale, mai mare egal decât x. Da. Adică? X trebuie să aparține mulțimii. Adică x e mic? Prin invers. X mai mic egal. X aparține mulțimii 0. Mai mic egal decât 1,5. Și așa. Deci x aparține care mulțimii? Mulțimii. Cu x natural, da? Da, adică 0. Mai 0? Dar ea? Și 1. 0 și 1. E 1, și ceva, adică... Că X-ul e mai mic decât 1 și ceva, prinde și pe 1. Ai înțeles? Uite, ca număr, uite așa. Aici este 0, aici e 1. Acolo ar fi 1,29. Da. Nu cât, poate fi 0,00. Îl depășește de 1. Îl depășește de puțin pe 1, înseamnă că... Poate să mă spune. Da. În concluzie, X aparține mulțimii formate de 0 și din 1. Dar de, deci încă o dată, capcana de acolo, am reluat-o încă o dată și eu, ca să clarificăm. Deci când necunoscuta se află cu minus, tu trebuie ca să poți o pedala, să o treci în partea cealaltă de egal, să ai egalul cu ea, sau dacă nu aduni acel lucru în ambimetri, și operezi în partea cealaltă, că n-ai cum să te descurci, nu poți cum pune mâna de X până când nu scade de minusul său. Iar asta e toată operația. Da? Asta a fost... 5. La o cofetărie, Ali scoate din cuptor o tavă de baclavale, o cântărește și obține 2,85 kg. Deci tava cu baclavale are 2,85 kg. Tava? Cu baclavale, că e important. Da? Da? Că dacă avem și tava goală. Plus conținut. Da. Cu prăjitură, da? Da, cu prăjitură. 2,85 kg. Știind că tava goală cântărește 1,25 kg. 1,25 kg. Și o baclava, o prăjitură, cântărește 0,025 kg. O prăjitură egal cu 0,025 kg. Câte baclavale, câte prăjituri are Ali în tavă? Sunt în tavă.
E ca situația în cât este o prăjitură, va trebui să o scădem. Știm cât este o prăjitură, da? Da, va trebui să o scădem din tort, din cât e tava cu baclavalele, 1,25. Tava, ca să vedem poți să scădem. Și va împărțim la 0,025. Ca să acolo mă rog. Da. Deci, operația este asta. Mai întâi din 2,85 kg. Minus 1,25. Face câte dame taie? 1,25. 2,85. Face 1,6. 1,6 kg, da? Da. 1,6 împărțit da. La 0,025. 1,6 împărțit la 0,025. Va trebui să amplificăm cu 1000. Deci echivale, cu împărțirea la 1,600 împărțit la 25. Împărțit la 25. Va intra în 160 de 5 ori? 6 ori. 6 ori, dacă poți să 6. 6 ori 25, mai poți să deci în 50. Rămâne 10. 100. Între 4 ori. Da. Deci numărul total de barba. 64. Barba este egal cu 64. Asta. Deci aici este gândit corect problema, cred că asemănătorul fost la chineci, dar numele sunt schimbate, clar, așa aștept. Clar. Da? În toate ieșiți numele. Unde a fost dificultatea? Aici. Aici, da? Asta sper că ai făcut-o. Asta. Da. A fost asemănător, deci nu asta e valoare corect. Da. Aici, în mod sigur, te ai avem Adică, pe lângă ele.
Așa. Mai este și hectarul. Asta la suprafață, un pic. Păi da. Dar la lungime. Un pic. Nu la suprafață. Exact, așa. Hectometru, e clar, înseamnă câți... Un hectometru, câți decametri? Un hectometru înseamnă 10 decametri. Un hectometru înseamnă 10 decametri. Egal 10, da. Da? Un hectometru, ăsta de aici, înseamnă 10 dau. Pentru că atunci când coboram... Și cât, cât înseamnă câți metri are un hectometru? 100. 100. Și egal cu 100, 100 metri. Și egal câți decimetri? 1000. Egal cu 1000 de decimetri. Și egal cu câți centimetri? 10.000, sigur că da. 10.000. Și egal cu 1 milimă, da. 100.000 milimetri, da? Milimetri. Deci, vezi? Cu cât m-am dus mai jos, sunt mai mulți. Hectometru face cât? 10, 100 de metri, 1000 de decimetri, 10.000 și 1 milion. Așa. Te rog să spui cât înseamnă 23 de decimetri egal câți dau? Eu? Da. Da. Păi urcăm cu 100, deci o să fie 0,23 da. Deci urcăm cu 100 de la dam, de la decimetru, la dam, sunt două trepte, cu 10 și cu 10, deci împărțim. Da? Asta va face virgula de aici, de la pede, se duce la stânga, peste 20. De ce? Deci 0,23. Da. Cât înseamnă 17,5 milimetri? Câți metri înseamnă? Nu? Da. Da. 1000 metri. 0,0175. Foarte bine. Deci peste 3 cifre 0,0175 metri. Acum tu, Daria, 13 centimetri egal câți kilometri? Da. 13 centimetri. Câți kilometri? Păi cam 10, 100, 1000, 10.100 de mii. Și o să fie 13. Adică trebuie să am câte zecimale? 5, da? 5 zecimale. Pentru că de la centimetru am un spațiu, 2, 3, 4, 5. Da? Cele 5 spații înseamnă 5 virgula mutată la stânga peste 5 decimale. Cât înseamnă, Davide?